să parcurgem pasajul acesta din Apocalipsa 22, așa cum spuneam, un sumar, o recapitulare a întregului plan de mântuire pentru viața ta și pentru viața mea. Tot ce trebuie să știm despre mântuire, despre primirea mântuirii, despre păstrarea mântuirii și despre perpetuarea mântuirii. Pentru că atunci când vorbim despre mântuire, vorbim despre mai multe dimensiuni. Când vorbim despre primirea mântuirii, ne ducem în Romani unde ni se spune prin credința din inimă și mărturisirea cu gura se primește mântuirea. Ei, dar mântuirea trebuie păstrată. Păstrarea mântuirii este plină de imperative biblice, apostolice. Mergeți în toate epistolele și veți vedea că de la cele pauline, ale lui Petru, Iacov, Ioan, Iuda, toate sunt pline de imperative și interdicții legate de o viață de mântuire, de păstrarea mântuirii. Pe fiecare pagină a epistolelor găsim scris să faceți, să faceți, să faceți, să nu faceți, să nu faceți, să nu faceți. Așa. Instrucțiuni pentru viață ca să păstrăm și să rămânem în mântuire, în învățătura adevărată, care trebuie știută, care trebuie trăită și care trebuie propovăduită. Apoi, mântuirea se va perpetua în eternitate, vă aduceți aminte ceea ce spunea Pavel Tesalonicenilor: Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ne-a rânduit să primim mântuirea. Eu nu am crezut că am fost mântuit, sigur că da. Dar adevăratul moment al pecetluirii, al finalității mântuirii, este în momentul intrării în eternitate. Exemplu, atunci când vorbim despre cei care au plecat înaintea noastră la Domnul, părinții noștri, frații și surorile noastre, păstorii noștri, să știți că ei au fost desfăcuți, desăvârșiți. Ei au ajuns la perfecțiune. Atunci când descrie Biserica Universală a Domnului Iisus Hristos, Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 10, spune că din biserica aceasta, componentele ei, părtășia noastră, parte din Biserica Universală, este vastă. Dar printre toți ceilalți, Biblia spune că ne-am apropiat de duhurile celor făcuți desăvârșiți. Când un copil al lui Dumnezeu intră în eternitate, el a ajuns la desăvârșire. De aceea trebuie să ne punem încrederea în harul care va fi arătat la venirea Domnului Iisus Hristos. Harul acesta completează diferența între imperfecțiunea noastră și perfecțiunea lui Dumnezeu. Vedeți, noi suntem într-un grafic câtă vreme trăim pe pământul acesta. Și în graficul acesta ne luptăm. Asta spunea Apostolul Pavel în Efeseni, că Dumnezeu a dat apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, până vom ajunge la statura plinătății lui Hristos. În Evrei, capitolul 12, spune să ne uităm la Domnul Iisus Hristos, care este căpetenia, este piscul, este apogeul, este vârful desăvârșirii noastre. Către acest standard tindem. Oricând am ajuns în eternitate, când am pășit pragul eternității, suntem făcuți desăvârșiți. Însă până atunci, de când am primit mântuirea și până când va fi perpetuată în eternitate, vom fi mântuiți și mântuiți pentru totdeauna, fără niciun fel de posibilitate de schimbare a statutului nostru, până atunci, între aceste două segmente. Este un timp de luptă, este un război spiritual, este timpul în care ne dăm toate silințele. Și Apocalipsa, capitolul 22, este o recapitulare a tuturor lucrurilor pe care trebuie să le cunoaștem, referitoare la mântuirea noastră. Înainte de a
vorbit despre aceste principii ale mântuirii, care sunt mai multe și sunt în perechi de două, unele dintre ele complementare, altele în antiteză, dar de fiecare dată câte două, și prin enunțarea lor și explicarea lor vom parcurge aceste adevăruri ale mântuirii. Aș vrea să mă opresc la expresia Domnului Iisus Hristos în trei dintre versetele acestui capitol, cuvinte rostite de Domnul Iisus Hristos. În versetul 7, 12 și 20, Domnul spune: eu vin curând. Ce înseamnă curând? Nu știu dacă mai e așa acum în România, dar pe vremuri, când eram eu în România, la un magazin era un singur vânzător sau o singură vânzătoare. Și dacă cumva trebuia să plece câteva minute, n-avea ce să facă decât să încuie, să închidă magazinul pentru câteva minute și să pună un semn: vin imediat. De fapt, în original, iată eu vin curând, poate fi tradus și iată eu vin repede sau vin imediat. Nu plecam nicăieri, stăteam la ușa magazinului pentru că știam că în 5, 10, 15 minute apare vânzătorul sau vânzătoarea înapoi și pot să cumpăr ce mi-am propus. Când a plecat Domnul Iisus Hristos din lumea aceasta, le-a spus ucenicilor că se întoarce. Ei au înțeles revenirea Domnului Iisus Hristos de asemenea manieră încât au rămas cu privirile pironite în sus. Îngerul le-a spus: bărbați galileeni, pentru ce aveți privirile pironite în sus? A zis că se întoarce. Îl veți vedea întorcându-se așa cum l-ați văzut suindu-se, dar până atunci duceți-vă în Ierusalim și așteptați făgăduință. Când Domnul Iisus Hristos a dat revelația lui Ioan în insula Patmos, după prima sută de ani a erei Domnului Iisus Hristos, a spus de trei ori: iată eu vin curând. Și fiecare generație a așteptat împlinirea acestor cuvinte. Vă aduc aminte că tesalonicenii au fost așa de convinși de expresia aceasta și de propovăduirea lui Pavel, care le-a spus că Domnul va reveni. De fapt, bisericile primare se salutau cu Maranata, Domnul nostru vine, încât atunci când a venit prigoana peste ei, ei au crezut că a venit mânia lui Dumnezeu. Ei se așteptau să vină răpirea în fiecare moment. Și Pavel se lipsește de serviciile lui Timotei, îl trimite val vârtej la Tesalonic, pentru că erau proaspăt întors la credință și lui Pavel i-a fost frică să nu se piardă credința lor, mai ales că bănuim că or fi primit și ceva scrisori că venirea Domnului a avut loc deja și i-au rămas pe pământ. Ba chiar scrisoarea sau scrisorile respective ar fi fost semnate de Pavel. În a doua epistolă citim că s-a întors Timotei și Pavel era încântat și le-a spus: sunt răcorit, sunt fericit, sunt mulțumit, am auzit că ați rămas statornici, am auzit că nu s-a pierdut credința voastră, am auzit că sunteți credincioși, am auzit că n-ați cedat persecuțiilor și prigonirilor, că ați rămas statornici în credință, am auzit că îmi păstrați o amintire frumoasă și sunt fericit că nu v-ați pierdut, că munca mea nu a fost în zadar. Că așa le spunea în prima epistolă, am temut nu cumva eforturile și munca mea să fi fost zadarnică și să vă fi pierdut credința și râvna. Dragii mei,
Ei erau convinși că vine Domnul și au început să le moară cei dragi din familie. Și Pavel a trebuit să rezolve și această criză și le-a spus să nu fiți îngrijorați cu privire la cei care au plecat, că nu-s pierduți. Ei s-au dus la Domnul și noi ne vom întâlni cu ei pe norii cerului. Ei nu vom lua înaintea lor. Ei au prioritate la înviere. Acum noi, după aproape 2000 de ani, citim încă, iată, eu vin curând. Și ne întrebăm de multe ori, ce înseamnă curând? A exagerat Domnul Iisus Hristos, a luat fiecare generație la rând și a dus-o așa cu zăhărelul, tot să creadă, să creadă, să creadă, să creadă, și până când au intrat în veșnicie și Domnul n-a avut în vedere generațiile lor. De ce spune, iată, eu vin curând? Și dacă spune, iată, eu vin curând, putem avea încredere în escatologie? Este o afirmație metaforică, este ce fel de exprimare este aceasta? Dragii mei, sunt trei perspective pe care trebuie să le cunoaștem cu privire la expresia Domnului Iisus Hristos, pentru că vă garantez că Biblia este infailibilă, că cerurile și pământul vor trece, dar nicio iotă din cuvântul lui Dumnezeu nu va trece fără să fie împlinită. Lăudat să fie Domnul! Vă garantez că Hristos Domnul n-a exagerat, că fiecare cuvânt pe care l-a rostit Domnul Iisus Hristos are acoperire. Este o promisiune cu da și amin, nu este nicio exagerare. Care sunt cele trei perspective ale acestei expresii? Iată, eu vin curând. În primul rând, este o perspectivă providențială. Dumnezeu e Dumnezeu. Când Dumnezeu iese din timp, are niște atribute pe care noi aproape că nu le putem înțelege, nu le putem percepe. De fapt, ca să intre în spațiu și timp, ca să intre în istorie, Dumnezeu a trebuit să se autolimiteze pe sine. Dacă nu o făcea, nu ne putea crea. Ne-a creat cu voință proprie. A trebuit să dea un picuț la o parte să ne facă loc. Dacă nu se autolimita, nu putea comunica cu noi. Poate exista vreo comunicare între infinit și limitat? Diferența dintre noi și Dumnezeu e mai mare decât diferența dintre noi și o furnică. Du-te și stai de vorbă cu o furnică, vezi dacă poți. Nici tu nu înțelegi pe ea, nici ea nu te înțelege pe tine. Ori diferența dintre noi și Dumnezeu este așa de mare că dacă Dumnezeu s-ar fi apucat să ne vorbească și când s-a autolimitat și a început să vorbească poporului la Sinai, oamenii au spus, nu, să nu ne mai vorbească Dumnezeu, să-ți spună ție, Moise, și tu să ne spui nouă și promite că suntem cuminți și ascultăm. Pentru că nu puteau suporta glasul lui Dumnezeu. Închipuiți-vă că Dumnezeu ar vorbi în infinitatea Lui, în capacitatea Lui infinită. Dumnezeu s-a limitat și când a pedepsit oamenii. Păi dumneavoastră faceți asta în fiecare zi. Te apucați să disciplinezi un copil cu toată forța ta. Mi-aduc aminte când eram copil, odată am văzut-o pe maică-mea în bucătărie, avea o nuia, că din când în când făcea rost. Dacă o prindeam, o rupeam și o aruncam. Noi copiii, și atunci tot îi trebuia câte o nuielușă nouă. Și prima dată în viața mea când am prins-o, își dădea peste mână cu nuiaua. M-am îngrozit, m-am zis, ce-a pățit mama de se bate? Am rezistat cât am rezistat, dar până la urmă m-am dus și am întrebat, mama, ce te-ai luat la bătaie cu nuia? Uita la mine. Mi-am dat, mă, să văd cât doare și când doare, ca să nu vă dau prea tare. Dumneavoastră vă închipuiți când Dumnezeu ar fi ofensat, și nu mă refer la noi și la slăbiciunile noastre, uitați-vă, vă rog frumos, la lumea asta. Auziți, când am văzut
imagini, că nu mă uit la prostii din astea, dar am văzut imagini de la Olimpiadă, de la ceremonia de deschidere, în care își bat joc de cina Domnului și introduc toți perverșii și stricații într-o imagine batjocoritoare a cinei cea de taină. M-am supărat așa de tare, slavă Domnului că n-am fost eu Dumnezeu. Apăsam pe butonul roșu. Vă dați seama de câtă stăpânire de sine dă dovadă Dumnezeu când se uită în fiecare zi la lumea asta nelegiuită, care îi bagă degetele în ochi și îl sfidează în fiecare zi. Ori, în atributele Lui, Dumnezeu știe dinainte toate lucrurile. Mi se pare foarte caragios că unii oameni încearcă să-L tâlhărească pe Dumnezeu. Apar tot felul de doctrine care încearcă să fure din preștiința lui Dumnezeu numele celor care sunt mântuiți. Spune, Domne, cine-i rânduit la rai, e rânduit la rai, cine-i rânduit la iad, e rânduit la iad, exact ca și castele din India. Te-ai născut într-o castă, de acolo nu mai ieși. E adevărat că Dumnezeu știe dinainte, dar preștiința lui, El n-a făcut o parte din har. În har, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu când intră în istorie, intră ca un Dumnezeu care se autolimitează. De asta îl vedem de multe ori curios, surprins, dezamăgit, frustrat, nemulțumit, cu părere de rău, cu regrete. În dimensiunea lui veșnică, Dumnezeu nu experimentează așa ceva, pentru că n-are cum. Dar când intră în istorie, se coboară la nivelul nostru ca să se facă înțeles de noi. Se coboară la nivelul nostru ca să fie relevant pentru viețile noastre. Întruparea Domnului Iisus Hristos este o autolimitare divină. S-a făcut mai prejos decât îngeri, a venit la nivelul nostru uman. Faptul că a putut să fie prins, bătut, persecutat, condamnat, omorât. Iată, dar, când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre Dumnezeu în dimensiunea Lui veșnică, în afara timpului. Vorbim de Dumnezeu în timp și în spațiu, dar un Dumnezeu care poate să manipuleze timpul și spațiul după buna Lui plăcere. Și știți ce spune și Moise în psalmul său și ce spune și Petru? La Dumnezeu o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. De unde se uită Dumnezeu și în timp și în afara Lui. 2000 de ani sunt ca 2 zile. Și le-a spus Domnul Iisus Hristos, astăzi și mâine lucrez și în a treia zi vă voi da viața. Și de fapt erau vorba de 2000 de ani. Dragii mei, când Domnul Iisus Hristos a spus, iată eu vin curând, a spus-o atunci când i s-a arătat lui Ioan cu ochii ca para focului, cu hainele strălucitoare, cu vocea ca un tunet, încât ucenicul care își pusese capul pe pieptul Mântuitorului la cină a căzut cu fața la pământ ca mort și Domnul a trebuit să-l ridice, să-i spună, nu te teme. Dar i-a spus, eu sunt începutul, sfârșitul, alfa, omega, țin cheile vieții și morții. Din poziția de Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a zis, iată, eu vin curând, în urmă cu vreo 2 zile. Din poziția lui de Dumnezeu n-a făcut nicio exagerare. Pentru că vânzătoarea de la magazin pleca undeva după colț și venea după 15 minute și venea imediat.
Însă ca să ajungă la noi, cuvântul Domnului spune că Domnul Iisus Hristos a străbătut cerurile. Și la fel s-a întors înapoi la dreapta Tatălui. Eu zic că două zile sunt cam repede și cam imediat și cam curând. Noi, dacă ne întoarcem în două zile acasă, spun, lasă, vin imediat, vin în două zile. Asta este perspectiva providențială. Însă dumneavoastră veți spune, frate, eu nu sunt Dumnezeu și asta nu-i perspectiva mea, eu sunt om, mie mi-a spus că vine curând. Hai să trecem la perspectiva personală a acestei expresii. În perspectiva personală, Domnul Iisus Hristos a făcut această promisiune în urmă cu, auziți, hai să zicem 2000 de ani ca să o rotunjim. Am o întrebare la dumneavoastră, să fim onești intelectual. A cărat cineva în spinarea lui acești 2000 de ani? I-ai purtat în spinarea ta ăștia 2000 de ani. E vreunul dintre dumneavoastră care de 2000 de ani stă cu mâinile în șolduri, se uită la ceas și spune, a zis că vine imediat. E vreunul dintre dumneavoastră la ușa magazinului eternității unde scrie, iată, eu vin curând, mă întorc imediat. Are stat acolo, stă acolo de 2000 de ani și așteaptă zi și noapte și nu mai vine? Nu. Biblia spune că trăim 70-80 de ani, poate un pic mai mult în zilele noastre pentru unii, și dacă trăim 70-80 de ani, și despre asta Biblia spune că trece ca un sunet, ca un abur, trece iute, repede, și noi zburăm, nu timpul zboară, nu trece timpul și nu zboară timpul. Noi zburăm, noi trecem, ca un la de palmă. Moise spunea, dimineața răsare ca iarba, crește și până seara se usucă și este tăiat. O zi. Toată viața ta este înghesuită într-o zi, într-o singură zi. Ziua de mâine nu are nimeni, ziua de ieri nu mai are nimeni. Singura zi pe care o avem și pe care o trăim este astăzi. Și Domnul spunea, ajunge zilei necazul ei. Și dacă l-ai fi așteptat 70-80 de ani, dar iarăși să fim onești, e vreunul care în fiecare zi se gândește de dimineață până seară la venirea Domnului? Fraților, ne este distras atenția în atâtea părți, că dacă am fi corecți cu noi, de ne-am gândi odată la o săptămână, am fi viteji. Cine s-ar gândi odată la săptămână să stea așa, să zică, vine Domnul Iisus. O dată pe săptămână. Peștii aia își considera cei mai pocăiți dintre pocăiți. Însă, ne mai aducem aminte când mai predică unul despre venirea Domnului, când mai cântăm câte o cântare, asta dacă nu cântăm automat, că ne-am obișnuit și cu cântările și cu predicile, le auzim și trecem peste ele repede. Le uităm. Nu purtăm în spinarea noastră povara acestei expresii, iată eu vin curând. Dar și dacă am purtat-o în fiecare zi, viața trece așa de repede, încât nu se compară nici măcar cu cele două zile ale providenței divine. V-am spus deja că viața noastră este o singură zi. Mai mult, în momentul în care ai plecat la Domnul, între tine și răpire și revenirea Domnului, nu mai rămâne nimic. Știi ce spunea Pavel? Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Plecarea mea este aproape. M-am luptat, lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergat. Am păzit credință. De acum 2000 de ani aproape. Ce-l așteaptă pe Pavel? Cununa neveștejită a slavei,
pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cu alte cuvinte, când închidem ochii în viața aceasta și intrăm în dimensiunea Lui Dumnezeu, în spațiul Lui Dumnezeu, nu mă întrebați că nu știu cum e. Știu că este o așteptare binecuvântată, știu că este o odihnă de osteneli, dar între momentul plecării, trecerii pragului eternității și până la revenirea Domnului, când morții vor învia, nu se mai întâmplă nimic. Nu mai este nicio luptă de purtat, nu mai este nicio predică de ținut, nu mai este nicio cântare de cântat. Nu te mai lupți pentru credință, nu te mai rogi, nu mai faci nimic. Ești în brațul lui Dumnezeu și te odihnești. Și când sună trâmbița, când se aude glasul lui Dumnezeu, vor învia, se vor ridica din țărână și se vor înălța pe norii cerului ca să fie totdeauna cu Domnul. Mărit să fie numele Domnului. Așa că, și din perspectiva personală, nu prea avem voie să ne plângem. Dar ar fi fost vreo exagerare? Absolut deloc. De fapt, se vorbește foarte mult și se dezbate termenul de iminență a revenirii Domnului Iisus Hristos. Bine, iminența însemnând că răpirea ar fi putut să aibă loc oricând. Gândiți-vă la ucenici care au trebuit să plece de pe munte până în odaia din Ierusalim să aștepte ce? Ce trebuia să aștepte în odaie? Răpirea? Nu. Pogorârea Duhului Sfânt. Și pe urmă, trebuia să meargă până la marginile pământului să vestească Evanghelia la orice făptură. Există niște jaloane profetice în cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să se împlinească la rând. Și răpirea e undeva între aceste jaloane, dar important este să știm, răpirea este iminentă pentru că tu poți să mori la noapte. Tu poți să mori mâine. Tu poți să pleci la Domnul oricând. Și trebuie să fii pregătit oricând să te întâlnești cu Dumnezeu, ca și când ar veni răpirea. Pentru că pentru cei care pleacă la Domnul, e ca și cum a venit răpirea. Asta este perspectiva personală. În al treilea rând, perspectiva profetică. În perspectiva profetică, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o generație a răpirii. Nu toate generațiile sunt generații ale răpirii. Și atunci când, în predica Domnului Iisus Hristos de pe munte, ucenicii merg la El, merg la o parte și îl întreabă când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Parte din sfârșitul veacului, escatologie, este răpire. Răpire este evenimentul principal al escatologiei. Toată escatologia gravitează în jurul evenimentului răpirii. Nimic nu este mai important în escatologie decât răpirea bisericii. Și Domnul Iisus Hristos le spune, uitați-vă la smochin. De fapt, haideți să mergem puțin în Matei, capitolul 24, că aș vrea să urmăriți, dacă se pot afișa versetele. Versetul 32. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare. Știți când vor fi răpiți la cer sfinții și înviați? 1 Corinteni 15 spune, la cea din urmă, trâmbiță. Sunt 7 trâmbițe, este o singură înșiruire de trâmbițe escatologice în cartea Apocalipsei, cele 7 din Apocalipsa, 7-a fiind pregătirea în capitolul 10, sunetul celei de-a 7-a trâmbițe în capitolul
11. Și acum, el va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare, vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Și acum versetul 32. De la smochin. Cine este smochinul? Smochinul este Israel. Smochinul este semnul lui Dumnezeu pentru generația răpirii. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Versetul 33. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Și acum 34. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, și nu e vorba de neamul contemporan Domnului și apostolilor, neamul înfrunzirii smochinului. Generația înfrunzirii smochinului. De fapt, în original, sensul de neam este generație. Până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Dumneavoastră știți că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, a găsit Israelul, smochinul, sub formă de frunze, ca stat. Dar n-a găsit roadă. De aceea l-a blestemat. Și l-a împrăștiat. Și pentru o vreme l-a lepădat, nu pentru totdeauna. Și spunea Ioan, Dumnezeu își va alege un alt popor care va aduce roadele cuvenite. Roadele cuvenite, asta este biserică. Dar acum, după diaspora iudeilor, a Israelului, vine un moment în care înfrunzește din nou. Anul este 1948. Este istoric, este incontestabil. Atunci a apărut din nou pe harta lumii Israelul. Spunea Pavel în Romani, ca înviat din morți, ca o înviere din morți. Niciun stat nu a reînviat după mii de ani, cum s-a întâmplat cu Israel. Încă n-au adus roadele. Cărămășița va fi mântuită, spune Pavel, și va aduce roade. Însă noi susținem cauza statului Israel, chiar dacă e un stat secular, chiar dacă și dacă și dacă și dacă. Pentru că este poporul lui Dumnezeu, care încă are promisiunile lui Dumnezeu, care va fi din nou primit de Dumnezeu și mântuit, și anume rămășița, că Dumnezeu împreună cu Israelul va împlini în domnia de 1000 de ani toate făgăduințele avramice. Niciodată Israelul n-a fost cel mai numeros popor. În timpul domniei de 1000 de ani va fi. Baza genetică de repopulare a Israelului sunt cei 144.000 care sunt puri parte din cele 12 seminții și de la ei și cu ei va începe repopularea Israelului. Să nu aveți impresia că neamurile o vor duce mai bine. Biblia spune că atunci când Dumnezeu va zdrobi în teascul mâniei lui neamurile, oamenii, spunea Isaia, vor fi mai rari decât aurul de Ofir. Asta înseamnă că dacă vei fi aici în vremea aia și vei umbla pe pământ, ai mai mari șanse să dai peste o mină de aur decât să dai peste un om. Așa se va intra în domnia de 1000 de ani, când Hristos va fi domnitor, când va regenera pământul și când neamurile se vor înmulți și vor umple pământul, se va împlini inclusiv promisiunea din Genesa, umplerea pământului, înmulțirea și umplerea pământului. Unde vreau să ajung? Israelul a înviat în 1948. În 2018 s-au împlinit 70 de ani. Cât ține o generație? O generație, pentru că oamenii se nasc pe rând unul după altul, ține cam 100 de ani, un veac.
Cât trăiesc oamenii? Poate și 90 de ani. Și Biblia spune, nu va trece, nu se va stinge complet. Asta înseamnă că generația, gardurile acestea, jaloanele profetice sunt împinse până spre sfârșitul generației. Nu va trece. Aproape că va trece, dar nu va trece, până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Ceasul escatologic a început să bată din nou în 1948 și a fost deschisă poarta acestei generații, în timpul căreia se întâmplă toate aceste lucruri, până la sfârșit. Frați și surori, noi suntem generația sfârșitului. Noi suntem generația răpirii. Niciodată expresia Domnului Iisus Hristos, iată eu vin curând, cu toate că din punct de vedere providențial este corectă, cu toate că din punct de vedere personal e corectă, dar niciodată din punct de vedere profetic n-a fost mai aplicabilă și mai reală decât în generația noastră. Domnul vine în curând. Mărit să fie numele Lui. Garantat! Tehnologia nu mai poate progresa. M-am uitat într-o zi la telefonul meu. Nu știu ce să-i mai facă ăștia. Ați observat că de câțiva ani îl aruncă în aer și ți-l dă tot pe ăla. Ce să-i mai facă? Să-l facă mai subțire? Să-l facă? Nici nu mai poți ține în mână. Tehnologia a ajuns la culme, cunoștința a ajuns la culme. Dacă inventează ceva care să ne ducă cu mai mare viteză, ne zboară creierii din cap. Fizic! Nu putem depăși anumite bariere tehnologice. S-a terminat, m-a zis la capăt. O, stricăciunea și nelegiuirea care au depășit parametrii vremurilor lui Noe, Sodoma și Gomora, ne spun că judecata și mânia lui Dumnezeu este gata să fie declanșată. În secolul trecut au murit pentru Hristos mai mulți martiri decât în primele 19 secole la un loc. Știți ce se întâmplă sub altarul lui Dumnezeu? Strigă sufletele martirilor răzbunare. Și spune că li s-a dat o haină albă și li s-a spus să mai aștepte puțină vreme până se vor împlini, se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă. Asta mă întoarce înapoi la Matei 24. Frați și surori, așteptați răpirea. Că poate vine că plecați dumneavoastră la noapte. Dar știți pentru ce trebuie să fim pregătiți? Pentru prigoana globală. Pentru prigoana globală. Ascultați. De la versetul 4 din Matei 24. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți, să nu vă înspăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Țineți minte cuvântul atunci. Războaie, vești de războaie, sfârșitul nu e atunci. Atunci. Atunci se leagă de sfârșit. Versetul 7. Un neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume sau pandemii. 8. Dar toate aceste lucruri nu vor fi atunci, nu vor fi sfârșitul, doar începutul durerilor. 9. Atunci! Atunci! Vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți din toate neamurile, de toate neamurile pentru numele meu. Cine poartă numele Domnului? Cine poartă mărturia numelui său în lume? Biserica! Și continuăm citirea, versetul 10. Atunci câți vor cădea, fraților? Am vorbit de rămășița lui Israel.
spune Pavel, și dacă Israelul ar fi ca nisipul de pe marul mării sau stelele de pe cer, doar o rămășiță va fi mântuită. E în cazul lui Iacov, rămășița care va fi ocrotită în pustii. Rămășița neamurilor. E adevărat că biserica va fi exterminată de guvernul global și de forțele răului. Dar asta nu este împuținarea bisericii. Cei care vor fi martirizați, este o onoare mare pe care Dumnezeu ne-o va da. Cei care vor fi martirizați vor fi la Domnul. Biserica nu va fi mai mică și mai slabă. Altfel apare rămășița bisericii. Știți cum este decimată biserica din punct de vedere spiritual? Atunci câți vor cădea? Mulți. Ce înseamnă mulți? Un număr, dacă ne uităm la numărul din seara asta, mulți nu înseamnă doar cât stau aici în partea asta pe platformă, nici măcar în ambele părți ale platformei. S-ar putea ca mulți să însemne undeva pe la jumătate. Și dacă sunteți optimiști și vă uitați la jumătatea cealaltă și spuneți, tot e bine. Ia ascultați, fraților. Versetul 12. Că în versetul 10 spune, mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții. Dar versetul 12 spune, și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți. Înseamnă cei mai mulți. S-ar putea să rămânem numai cu unii dintr-o parte a platformei, ca număr mă refer, ca să avem o idee. Cei mai mulți înseamnă majoritatea. Sunt foarte mulți care spun că când va veni prigoana, eu voi muri pentru Hristos. Dacă nu ești în stare astăzi să trăiești pentru Hristos, nu vei fi în stare să mor pentru Hristos. Și știi de ce nu ești în stare să trăiești pentru Hristos? Pentru că nu o să fii în stare nici să mor pentru El. Oamenii care trăiesc pentru Hristos vor fi în stare să moară pentru Hristos. Și oamenii care oricând sunt în stare să moară pentru Hristos, sunt în stare și să trăiască pentru El. Vremurile acestea sunt aproape. Suntem într-o Europa care se declară creștină. Dar nu este. Cea mai ateizată societate este societatea vestică. Și din păcate există mulți credincioși care trăiesc un stil de viață ateizat. Când am ajuns în America, în 1987, mai bine de 50% din populația Americii mergea la biserică în fiecare duminică. Cât credeți că merg astăzi? Sub 30%. Și dacă îi înjosim tare pe americani, Europa e pe undeva pe la 7-8%. Atâția mai merg la biserică. Și își permit să-și bată joc de noi și de credința noastră și de conceptele sfinte ale Scripturii, la scenă deschisă, la toate paradele lor, fără să se teamă de cineva, ăștia în curând ne iau gâtul, fraților. Ascultați ce vă spun. În curând ne vor sări la gât. Și nu sunt nici fatalist, nici pesimist, că Pavel spunea, simt plăcere în suferințele mele pentru Hristos. Și este cea mai mare onoare și cea mai mare cinste să pleci în veșnicie, sacrificându-te pentru Mântuitorul care s-a sacrificat pentru tine. Aveți încredere în Domnul Iisus Hristos? A exagerat când a zis, iată, eu vin curând? Oh, nu. Nu. Și de l-am așteptat 24 de ore din 24.
Cuvintele lui sunt adevărate și vrednice de crezare. Așa spune aici îngerul. Versetul 6, și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și acum pe scurt. Principiile care țin de credință și mântuire, recapitularea planului lui Dumnezeu pentru mântuirea ta. Mai întâi, două chemări. În versetul 17, Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și noi imediat fugim la versetul 20. Amin, vino, Doamne Iisuse. Pare o chemare, sunt două. Pentru că în partea a doua a versetului 17 spune, și celui ce îi este sete, ăsta nu-i Domnul Iisus, să vină, cine? Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Ca toate lucrurile care țin de mântuire, există o verticală și o orizontală. Există o chemare, vino, pe verticală, vino Doamne Iisuse. Nouă ne place să cântăm despre asta, ne place să ne rugăm, ne place să citim și ne place să zicem. Ne spiritualizează oarecum. Dar dacă nu zicem vino celor din jurul nostru, pe verticală, chemarea noastră nu valorează doi bani. Pentru că știți când vine Domnul? În Romani, Apostolul Pavel spune că harul va merge la Israel, că Israelul va fi mântuit atunci când va intra numărul de plin, complet al neamurilor. Încă n-a intrat, încă predicăm Evanghelia, încă oameni se mântuiesc, încă vin la credință, încă intră în numărul harului, dar vine o zi în care intră numărul de plin, e complet, nu se mai poate adăuga. Cum adăugăm? Adăugăm în două feluri. Prin copiii pe care ni-i dă Dumnezeu și pe care îi creștem spre slava Lui, iată de ce copiii sunt o binecuvântare de la Domnul, și mă rog din toată inima atitudinea bisericii să fie că copiii sunt o binecuvântare de la Domnul și să ne ajute nu numai să-i avem, ci să-i creștem pentru împărăția lui Dumnezeu. Adăugăm la numărul harului. Și prin evangelizare, prin propovăduire la vecini, la locul de muncă, la școală. De ce? Petru spunea, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, că Dumnezeu nu întârzie, dar are o îndelungă răbdare pentru noi, ca niciunul să nu piară, ci să vină la pocăință. Cu alte cuvinte, ar putea să întârzie Domnul că nu ești tu gata. Și stai pe gard, ești sau nu ești în număr? Că de-aia spunea în Apocalipsa, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Și continuă Petru și spune, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind. Cum putem noi grăbi? Pregătindu-ne și făcând evangelizare de zor? De zor! Cât mai repede să se completeze numărul. Așa că data viitoare, nu îndrăzni să ridici ochii în sus și să spui vino Doamne Iisuse, dacă în ultima săptămână, în ultima lună, în ultimul an, în ultimii 5 ani, în ultimii 10 ani, n-ai vorbit cu nimeni despre Hristos. N-ai mărturisit nicăieri pe Hristos, nu știe nimeni că ești pocăit. Împărăția lui Dumnezeu nu are agenți secreți, are ambasadori. Toți din jurul tău trebuie să știe că tu îl slujești pe Dumnezeu și trebuie să-i bați la cap până îi convingi. Că de asta spunea Apostolul Pavel în Corinteni, noi suntem trimiși în puterniciția lui Dumnezeu și când Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Două chemări. În al doilea rând, doi colaboratori. Tot versetul 17, prima parte. Duhul și Mireasa.
Zic, vin. Duhul nu poate fără mireasă și mireasa nu poate fără Duh. Sunt doi colaboratori. Fratele Costică Macoveiciuc ne-a vizitat cu mulți ani în urmă și a spus un lucru extraordinar care m-a marcat. Mi-a dat o perspectivă și o adâncime extraordinară în înțelegerea imperativului umplerii cu Duhul Sfânt și a instaurării Duhului Sfânt prin botezul cu Duhul Sfânt în viața noastră. Pentru că există trei feluri în care Duhul Sfânt lucrează. Este însuflare și în vechime e însuflat. Iluminare, când omul înțelege cuvântul lui Dumnezeu și îl poate și predica foarte frumos, că mulți spun, cum să n-aibă Duhul Sfânt acest predicator care predică așa de extraordinar? Păi sigur, dar i-a prins Dumnezeu lumina în cap și e iluminat. Pricepe Scripturile, dar asta nu înseamnă că locuiește Duhul Sfânt în el. Apollo nu era încă, până l-au luat Acuila și Priscila și l-au învățat mai cu demăruntul calea lui Dumnezeu și pe urmă îi învăța cu putere, cu putere. Spunea fratele Macoveiciuc, spune, când a venit Domnul Iisus Hristos, i s-a dat un trup. Profetul, în profeție, spunea, mi-ai pregătit un trup. Și în trupul ăla a lucrat, a misionat, a slujit. Când a venit Duhul Sfânt, nu i s-a dat un trup. I s-a dat, dar nu ca Domnului Iisus. Știi care trup i s-a dat Duhului Sfânt? Trupul tău. Biserica Domnului Iisus Hristos e purtătoarea Duhului Sfânt, rezidența Duhului Sfânt, reședința Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt nu se manifestă decât prin noi și cu noi, iar noi suntem lipsiți de putere și nu putem face nimic despărțiți de Dumnezeu și fără puterea Duhului Sfânt. De-aia le-a spus Domnul ucenicilor, să nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere, apoi veți fi martori. Dragii mei, unul din motivele de îngrijorare și de tristețe este că în bisericile penticostale am început să fim puțin intimidați. Pentru că vin alte denominații și zic, ce Dumnezeu, aia nu-s mântuiți. Dar de când a pus Dumnezeu pe capul meu povara asta? Cine și cât sunt mântuiți și care denominații sunt și care nu sunt? Ce sunt eu, arbitrul mântuirii? Stau eu la poarta cerului să-i bag în cer sau în iad pe oameni? Nu, eu predic ce spun Scripturile. Și Scripturile spun că făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum în oricât de mare număr, îi va chema Dumnezeu. Nu mă sperie faptul că cineva nu e botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și nu a vorbit în limbi. Mă sperie atitudinea de a nu vrea să stăruiască, de a nu voi să fie umplut și de a spune că se poate și fără. Atitudinea e periculoasă, știți de ce? Pentru că eu n-am să zic că neapărat cineva nu este mântuit dacă nu e botezat cu Duhul Sfânt și dacă nu vorbește în limbi. Dar vreau să vă întreb un lucru, neascultarea, care e rezultatul neascultării? Neascultarea este ca vrăjitoria. Și când cuvântul lui Dumnezeu spune pentru toți și nu vă depărtați până nu, și când Pavel se întâlnește cu ucenicii, a primit primul lucru, lasă-i Domnul în pace că ăștia sunt mai întâi să fie botezați în apă, așteaptă un pic. Mi-aduc aminte că era o soră, o chema Sora Soare în biserica unde am copilărit. Sora Soare stătea la ușă, cum intra un nepocăit în biserică, îi prezenta pocăința de la A la Z, nici nu apuca să stea pe bancă, știa de la Sora Soare cum e pocăitul și cum e nepocăitul. Făcea instructaj. Dragii mei,
Multă vreme am judecat-o pe sora Soare, dar pe urmă când m-am uitat să văd ce a făcut fratele Pavel, s-a întâlnit cu ucenicii lui Ioan, ce i-a luat ca din oale? A spus, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Păi că nici n-am auzit. Repede! Și-au pus mâinile peste ei. Când au fost mântuiți oamenii în Samaria, spune, au trimis imediat, după Petru și pe Ioan, să-și pună mâinile peste ei să fie botezați cu Duhul Sfânt. Se pare că asta este o chestiune importantă pentru Biserica Apostolică. Se pare că este o esență a credinței. Așa că mă rog ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt, că doar Duhul și Mireasa, zic vino și Duhul și Mireasa, zic vino Doamne Iisuse, Duhul și Mireasa, zic vino oamenilor din jur pe care îi cheamă la pocăință. Două chemări, doi colaboratori. Trei, două concepte. Cele două concepte din acest pasaj sunt pomul vieții și apa vieții. În versetul 14 spune, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții. Și apoi, versetul 17, partea a doua, cine vrea să ia apa vieții, fără plată. Întrebare, nu răspundeți, nu vreau să păcălesc pe cineva să zică greșit și pe unul se simtă jenat, dar totuși o prezint sub formă de întrebare retorică. Este vreunul dintre dumneavoastră care a avut acces la pomul vieții? Nu și n-are cum. Dumnezeu protejează pomul vieții și de la alungarea omului din Eden nu a permis nimănui să se apropie de el. Dar ce reprezintă pomul vieții? Reprezintă viața veșnică, reprezintă tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și fericire fără întristare și bucurie fără suferințe și tot ce va mai fi bun în împărăția lui Dumnezeu când vom ajunge acolo. Apa vieții este regenerarea spirituală, este mântuirea sufletului. Sunt două mântuiri aici, două concepte mântuitoare. Ce suntem noi înainte de a ne pocăi? Suntem suflete moarte în trupuri muritoare. Când ne pocăim, devenim suflete vii în trupuri tot muritoare. Când vom ajunge în eternitate, vom fi suflete vii în trupuri de slavă. Asta înseamnă că vom avea acces la pomul vieții. Dar atenție! Ferice de cel ce merge mai întâi la apa vieții, ca să aibă drept la pomul vieții. Nimeni care nu ajunge la apa vieții nu va ajunge la pomul vieții. Pentru că într-o zi să ajungem în împărăția lui Dumnezeu și să ne hrănim din fructul vieții, din pomul vieții. Astăzi trebuie să-L primim pe Hristos ca Mântuitor, să ne spălăm hainele, să ne adăpăm în apa vieții și să ne mântuim sufletele prin Domnul Iisus Hristos. Astea sunt cele două concepte. Patru, două condiții mântuitoare. Una este în versetul 17, partea a doua, cine vrea să ia apa vieții fără plată, fără plată, și a doua, în partea a doua, versetului 12, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Cu alte cuvinte, în mântuire există aceste două condiții, fără plată și după faptă. Nimeni nu poate veni la Dumnezeu să-i spună că își poate plăti singur datoria păcatelor. M-a întrebat odată cineva de ce iadul e veșnic dacă Dumnezeu e bun. Și am spus, dar iadul nu e veșnic. Cum așa? Te părăsc la pocăiții tăi și o să creadă că ai spus o erezie. Am spus, nu, iadul nu este veșnic. Iadul este un loc unde nu e Dumnezeu și unde oamenii își plătesc datoria.
Pentru că Hristos a venit și a spus, am plătit eu datoria pentru tine. Și ei spun, nu ne trebuie. Nu ne trebuie, ne descurcăm. Și intră în iad și încep să-și plătească datoria. Ia deschideți, vă rog frumos, la Psalmul 49. Am spus, în secunda în care omul își plătește datoria păcatelor, iese din iad. Ți-ai plătit datoria, ai plecat. Respirați adânc, fraților, nu vă temeți. Nu spunem nicio erezie aici. Ia ascultați. Versetul 6 din Psalmul 49. Ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare. Versetul 7. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. 8. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă, costă atât de mult, că nu se va face niciodată. Știți de ce este iadul veșnic? Pentru că nu termină nimeni niciodată de plătit datoria, așa de mult costă salvarea sufletului. Dragii mei, vă aduceți aminte de agonia Domnului Iisus Hristos în Ghețimani? V-ați întrebat vreodată de ce a avut acea ezitare, a apărut ca o ezitare, dar a fost o ezitare, pentru că Domnul spune, știa că vine de la Tatăl, știa pentru ce a venit, știa că se duce înapoi. Ce se întâmplă, de fapt, în Ghețiman? În Ghețiman se întâmplă niște lucruri sublime. Sunt trei dovezi clare în ceea ce privește singura șansă de mântuire prin Domnul Iisus Hristos. Mai întâi, e dovedită umanitatea Lui. Pentru că doctrina spune că a fost 100% om. Mijlocitorul este omul Iisus Hristos. Dacă nu era om, nu putea muri. Dumnezeu nu poate să moară. Trebuia să fie om și trebuia să fie om 100%. Și când s-a apropiat paharul, ce era în pahar? Erau cuiele, erau bicele, erau insultele, erau bătăile, erau rănile, era oțetul. Era suferința și era moartea. Și când Domnul a spus, Tată, dacă e cu putință, depărtează paharul, și-a dovedit umanitatea. Ce face un om în fața unei asemenea torturi? Tresare, se înfioară. Spune, Duhul meu e cuprins de o înfiorare, de o întristare de moarte. Anticiparea acestor suferințe a afectat natura umană a Domnului Iisus Hristos, a fost o reacție naturală, instinctivă a naturii umane și atunci a dovedit că e om, e om. Dacă s-ar fi uitat demn la bătăi, la suferințe, am fi zis, asta e o hologramă. Că prima erezie a bisericii e că Hristos n-a venit în trup. Nu, ia uite ce liniștit s-a dus. A suferit, a căzut sub povară, a strigat. În al doilea rând, e dovada divinității sale. Ce mai era în pahar? În pahar erau păcatele, stricăciunile omenirii. Era mizerie, era cloaca infectă a tuturor perversiunilor, a tuturor crimelor și răutății oamenilor. Și natura lui desăvârșită de Dumnezeu s-a îngrețoșat în fața acelei cloace. A dovedit sfințenia, desăvârșirea, divinitatea sa. Dar acum ascultați, ce întrebare a pus Domnul Iisus Hristos? Tată, dacă este cu putință, care era scopul? Mântuirea oamenilor. Să plătească prețul. Dacă e o altă cale, dacă se poate altfel, depărtează de la mine paharul acesta. Nu i-a răspuns nimic Dumnezeu decât a trimis un înger să-l întărească. Pentru că ascultați-mă, răscumpărarea sufletelor lor nu se va face niciodată.
strângeți toate valorile din univers. Tot aurul, nu de pe pământ, nu din sistemul solar, din tot universul, cât de mare o fi el. Toate substanțele, toate valorile, dacă ar fi cuantificate să fie un număr cu zerouri, de să nu-l încapă pe numărul ăsta universul întreg, ci cu unul în față. N-ar acoperi mântuirea unui singur suflet. De aceea spune în 1 Ioan capitolul 2, căci El este jertfa de răscumpărare, de iertare a păcatelor noastre și nu numai ale noastre, ci ale întregii lumii. În iad ajung oamenii care cred că își vor plăti singur datoria. Și vor plăti, dar nu vor termina niciodată de plătit. De aceea iadul este veșnic. Fără plată, că tu nu poți plăti, trebuie să plătească Hristos în locul tău, dar după aia, după faptă. Există conflictele acestea artificiale între Scripturi și rugăciuni. Unul vin, unii spun, fraților, suntem tobă de carte, ne s-au mărit capete, dar rugăciunea. Alții vin și spun, da, ne rugăm și nu știm cum să ne rugăm, că nu cunoaștem Scripturile. Eu nu am văzut niciodată, nu știu, frate păstor, s-a luat la bătaie cuvântul cu rugăciunea, niciodată, nu cred că se ceartă. Părerea mea e că nu se ceartă. Nici credința cu faptele nu se ceartă, fraților. Noi le băgăm în ring cu forță. Nu se ceartă credința cu faptele? Fără plată, dar după faptă. Iată de ce? Să primim prețul plătit de Domnul Iisus Hristos în locul nostru și pe urmă să facem fapte vrednice, să aducem roade vrednice de pocăința noastră. Două condiții, cinci, două categorii. Versetul 11. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Eu îi împart în două categorii, cum și sunt, sfinți care se sfințesc, întinați care se întinează. Dacă sfinții se sfințesc, și întinații se întinează. Care-i distanța dintre ei? Din ce în ce mai mare. Pentru că merg în direcții opuse, unii într-o parte, alții în alta, unii în sus, alții în jos. Distanța dintre categorie din ce în ce mai mare. Întrebarea mea este, de ce în vremea de astăzi mulți credincioși arată din ce în ce mai mult ca lumea, vorbesc din ce în ce mai mult ca lumea, se poartă din ce în ce mai mult ca lumea? Au priorități din ce în ce mai mult ca ale lumii. Dacă puteți să mergeți puțin în Roman capitolul 8 de la versetul 1. Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, sunt ai Domnului, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Cu alte cuvinte, avem o categorie de oameni. Cei ce sunt ai Domnului. Cine-i conduce pe aceștia? Duhul, nu firea. Versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, am stabilit că cei ce sunt ai Domnului umblă cârmuiți de Duhul. Cei ce nu sunt ai Domnului, implicit, umblă cârmuiți de firea pământească. Cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Dar să ne uităm puțin. Ai Domnului, nu sunt ai Domnului. Trăiesc după îndemnurile Duhului, trăiesc după îndemnurile firii.
umblă după lucrurile Duhului, umblă după lucrurile firii. Acum, de unde se uită Dumnezeu, treaba e foarte simplă. 2 Timotei 2,19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Și gata. Dar eu nu sunt Domnul. Eu nu pot să rămân doar la etajul superior, să mă uit să zic că ăsta o fi sau nu o fi al Domnului, că nu umblă nimeni cu eticheta pe frunte. Și atunci eu trebuie să iau de jos în sus. Eu trebuie să mă uit să văd după ce lucruri umbli. Am dreptul să mă uit la lucruri. Am dreptul să mă uit la lucrurile din calendarul tău, am dreptul să mă uit la lucrurile din garderoba ta, am dreptul să mă uit la cuvintele tale, la ce se vede și ce se aude din viața ta. Astea îmi vor spune cine te călăuzește. Și voi deduce dacă ești sau nu al Domnului, că trebuie să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la fapte bune. Categoria oamenilor sfinți se sfințesc, se apropie din ce în ce mai mult de Dumnezeu. De ce arată multe biserici ca lumea? Știți de ce? Nu se întinează așa de repede lumea cât îi prinde din urmă pocăitul nostru. Ăsta e în cădere liberă, ăsta fuge după lume mai repede decât fuge lumea de el. Că e biblic. Frați și surori, între noi și lume trebuie să fie o distanță din ce în ce mai mare. Între noi și lume trebuie să fie o diferență din ce în ce mai mare. Dacă lumea se uită la televizor, și nu vă supărați pe mine, uneori, sâmbătă seara, stau unii până noaptea târziu, dimineața, dacă mai vin la biserică, vin și târziu, vin și cu ochii cârpiți. Ia vă rog frumos, culcați-vă de vreme sâmbătă. Aia făceau părinții noștri, pregăteau hainele și zicea, hai să ne culcăm, să fim odihniți, mâine e casa Domnului, e biserică. Îndelenicirea cu disciplinele spirituale, că Biblia spune să umblăm după lucrurile Duhului, înseamnă să te rogi o oră pe zi și să citești Biblia o oră pe zi. Pentru cei care fac ochii mari și le pleznesc capetele 2 ore, păi stă la un film 2 ore și n-are nicio problemă. Stă la un meci 2-3 ore, cât o dura, n-are nicio problemă. Stă la șuiete și vorbește versuri uscate. N-are nicio problemă. E vorba să se roage o oră sau să citească scripturile o oră, se enervează, că n-are timp. În Ghețiman, Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine, nici măcar un ceas, adică minimum un ceas. Și cum spuneam mai devreme, dacă rugăciunea trebuie să fie neîncetat și scripturile la timp și ne la timp, asta înseamnă, ca să le împăcăm, trebuie să dăm o oră scripturii pe zi, o oră rugăciunii. Și nu mă refer la predicatori, la slujitori, la păstori, mă refer la simpli membri. Sper că la dumneavoastră simplu membru nu înseamnă ăla care nu face nimic. Apropii de încheiere, 2 contabilități. 2 contabilități. Contabilitate înseamnă plus și minus. Noi iubim plus. Minus înseamnă că am cheltuit mai mult decât aveam în banc. Dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu nu încape nici plus, nici minus. Biblia spune aici că n-ai voie nici să adaugi, nici să scoți. Una dintre marile probleme pe care le avem este că prin adăugare cădem în absurd și inventăm ceea ce cuvântul lui Dumnezeu nu spune.
Prin minus înseamnă că smulgem pagini din Scriptură și ignorăm poruncile Domnului scrise negru pe alb, interpretându-le în toate felurile și scoțându-ne basma curată, că scrie o singură dată în Biblie, că le-a scris alora și nu alorlalți, că te mirce. Știți că principiul Scripturii nu este ca Biblia să vorbească de două ori ca să auzim noi odată. Biblia spune, odată ai vorbit și eu am auzit de două ori. Tot ce este între aceste coperte este sfânt și trebuie împlinit de la prima până la ultima iotă. Să ne ajute Dumnezeu. Și în fine, două compartimente. În eternitate sunt două compartimente. Versetul 14, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Compartimentul înăuntru. Și al doilea compartiment, versetul 15, afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Este decizia ta în seara aceasta dacă vei fi înăuntru sau dacă vei fi afară. Sunt mulți care spun că nu vor să știe de Dumnezeu, adică l-ar vrea pe Dumnezeu ca vindecător, l-ar vrea pe Dumnezeu să le dea bani, l-ar vrea pe Dumnezeu să le facă bine, să le dea pâine, să le înmulțească pâinile și peștii, dar nu le trebuie un Dumnezeu care să le spună cum să trăiască, ce au voie și ce n-au voie. Și Biblia spune că oamenii ăștia înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Și Dumnezeu le-a pregătit un loc în eternitate unde nu e Dumnezeu. Care e definiția iadului? V-ați gândit vreodată, care e definiția iadului? Că e adevărat, e vorba de flăcări, dar noi înțelegem că este un sens figurativ. Nu flăcări din astea cum de care sting pompierii. E un foc, dar e un alt fel de foc. Ar fi bine să fie foc ca pe pământ, fraților, ascultați ce vă spun. Dacă în iad ar fi focul care va arde cerul și pământul, ar fi fantastic, ar fi bine. Focul din eternitate este incomensurabil, mai arzător, mai înfocat și mai dureros și nu se termină niciodată. Însă totuși, care e definiția iadului? Definiția iadului este locul unde nu e Dumnezeu. Pentru că cineva i-a spus lui Dumnezeu, eu nu vreau să știu de tine, tu mă plictisești, tu mă deranjezi, tu nu mă lași în pace, eu vreau fără tine. Și Dumnezeu a spus, bine, îți respect voința. Și în eternitate i-a pregătit un loc unde nu e El. Necazul este că acolo unde nu e Dumnezeu e iad. Oamenii l-au dat afară din școli și școlile au devenit iad. Oamenii l-au dat afară din legi. Și societatea a devenit iad. L-au dat afară din casele lor și casele lor au devenit colțuri de iad. L-au dat afară din viețile lor și viețile lor au devenit colțuri de iad. L-au dat afară din instituțiile lor, din evenimentele lor, din sărbătorile lor. Și întreaga lume a devenit o formă de iad. Și iadul ăsta nici nu se compară cu iadul de dincolo. Iadul de dincolo este locul de unde Dumnezeu se retrage, un compartiment de unde se retrage ca să aibă loc cei care au spus că nu vor să știe de El și nu vor să fie cu El. Dumnezeu le respectă dorința. Acum, în seara aceasta, eu nu te pun să alegi între iad și rai, pentru că nimeni nu alege iadul. Dar am o știre dureroasă. Fără Hristos, oamenii deja merg toți spre iad. Lumea se îndreaptă spre iad. Ceea ce noi chemăm oamenii să facă este să își schimbe destinul, să-și schimbe stăpânul, să-L accepte pe Hristos ca Mântuitor, pentru ca în eternitate să fie înăuntru și nu afară. Și mă rog din toată inima, în ziua eternității, toți, dar toți, de la primul până la ultimul,
care în seara aceasta au fost aici și au ascultat Evanghelia, să ajungem cu toții înăuntru. Amin.